Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas prin județele Moldovei. Hristos a înviat pentru toți creștinii care acum ne urmăresc și suntem mulți. Suntem în a treia zi de Paști, o zi frumoasă de primăvară și iată că, așa cum v-am promis, v-am dat întâlnire astăzi, în această seară, cu primarul comunei Cotnari și vom parcurge așa frumos o comună cu mireasmă de vin, îi spun eu. Bună seara, domnule primar, și bine ați venit la Pas prin județele Moldovei. Bună seara și bine v-am găsit. Așadar, domnul Vasile Crețu, primarul comunei Cotnari, ne aduce informații calde de acolo, din comuna frumoasă, comuna emblemă, comună brand, aș spune eu, pentru județul Iași, pentru că oriunde pe fața pământului cred că s-a auzit despre Cotnari și implicit despre locul de unde provine vinul, licoarea aceea minunată. Domnule primar, am depășit o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare a creștinătății, o sărbătoare de trecere din întuneric spre lumină, din spre iarnă, spre primăvară, o simbolistică deosebită și care acolo, la Cotnari, se creionează mai bine ca peste tot. Dacă ar fi acum, înainte să deschid discuția, să pornesc un citat, m-aș opri la Platon, care spunea atât de frumos: simplitatea adevărată unește bunătatea cu frumusețea. Până la urmă, cred că despre asta este vorba în acest moment, într-o sărbătoare sfântă a creștinătății. Cum este Cotnariul astăzi, în zi de sărbătoare? În zi de sărbătoare, Cotnarii e ca întotdeauna. S-a pregătit pentru sărbătoare și populația din Cotnari. Sunt și ei creștini, ortodoxi și câțiva catolici. Sărbătoresc cu drag Paștele, îl așteaptă și cei mici și cei mari. Și când am spus cum arată Cotnariul acum în a treia zi de Paște, mă gândeam inclusiv la frumoasa primăvară, pentru că tema emisiunii, dragi telespectatori, este Cotnari în straie de primăvară. Este atât de frumos afară, este atât de îmbietor la plimbare, o temperatură minunată și copacii deja sunt în floare, totul este verde. Îmi imaginez că la Cotnari, mai abitir decât aici la Iași, deja... Cotnari și a revenit după toamna cu ploi, iarna la fel, îngheț, dezgheț, ploi, zăpadă. Ploi înghețate. Ploi înghețate, drumurile fiind în mare parte petruite cu piatră, malastate, mai circulând și cu mijloace auto mai grele, s-au degradat. A fost groaznic. Căldura din ultimele zile a făcut să zvinte, să fie accesibile, să fie altfel. Am intervenit și noi primăria puțin cu materialul care a mai fost, le-am mai reabilitat puțin. Urmează în continuare acolo să... Acolo venim căldura de acum înainte. Da, dar urmează să ducem material petros pe mai toate drumurile, să, din nou, să le facem, spunem, practicabile, cu împietruirii, până vom reuși ca majoritatea să avem asfaltate. Mai e până atunci. Pentru că vorbim despre primăvară, la propriu și la figurat. Vorbim despre, iată, evenimentul marcant al primăverii, care este această frumoasă sărbătoare a Învierii Domnului și sărbătoarea Pascală. Nu putem, domnule primar, să nu discutăm, să nu aruncăm o privire retrospectiv la anul 2017, nu ne-am văzut de multișor. Și cred că este foarte important pentru toți telespectatorii noștri. Suntem văzuți în întreaga Moldovă și sunt convinsă că și la reluări și pe pagina noastră de internet și pe YouTube, emisiunea va fi urmărită de cotnărenii care sunt plecați peste hotare și poate că își doresc să afle cu toții ce vești aveți, cum ați încheiat bilanțul lui 2017. Da, așa cum spuneați adineori, Cotnarii e cunoscut în țară și în afară. Asta ne obligă la mai mult, adică să fim printre cei din față, să dezvoltăm infrastructura și celelalte utilități. În 2017 am continuat ceea ce s-a început anii anteriori. Am
extins rețeaua de alimentare cu apă spre trei sate ale comunei Bahlui, Iosupen și Hodura și în Horodiște. Am finalizat un drum pe bani de la Ministerul Dezvoltării, 5 km jumate de asfalt. În 2017 s-a făcut o rețea de canalizare pe două străzi din Cotmari, Siliște și Sarata, cu aproape 1800 de metri de canalizare. Se sincronizează aceste lucrări toate, cu... Da, toate astea sunt acele din oferta electorală, că în ofertă n-am făcut decât să constat care sunt principalele priorități. Și principalele nevoi. Și principalele nevoi ale, și le prioritizăm nevoile comune. Și ce e apă, e asfalt, gaz. Am dus anul trecut puțin, vreo 600 de metri. Dar a venit iarna, anul ăsta continuăm. Mai avem încă 4 km pentru anul ăsta, pentru 2018. Și intenționăm să facem un proiect, poate chiar să și împrumutăm cu bani împrumutați din bancă, să ducem gazul în mai toate satele comunei. Asta este foarte important. Până la urmă este un pas spre civilizație și spre normalitate. Da, dacă pentru alte lucrări, să spunem, investiții la drumuri, apă, canal, sunt bani europeni sau bani de la Guvernul României, pentru gaz nu există. Deci ar însemna cu forții proprii. Și atunci, pentru că bani la, buget, la bugetul local, așa iar așa fi puțin, ar însemna să ducem câțiva kilometri pe an, nu știu, 3-4 km într-un an. Și atunci, fiind mai multe sate, ar însemna în ultimele sate să ajungi pe 10-15 ani. Așa, făcând un credit, am duce în 2 ani de zile în toate satele comunei gaz. Așa este. Și în ceea ce privește acele lucrări de extindere, apă, canal, ce ați mai făcut dumneavoastră, se sincronizează cu proiectele de perspectivă pe care le aveți în vederea pietruirii sau a asfaltării, eventuala refacerii drumului? Mai avem acum în licitații alți 5,5 km de drum de asfalt modernizat prin asfaltare în comuna Cotnari, 4 tronsoane, între Cotnari și Bahlui, de la Halta Hodura până la Biserica Hodura, din centrul comunei, de lângă dispensarul uman până la Biserica Catolică și de la piața la Căjaia până la Darom. Ăstea pe bani de la AFIR, bani europeni. Toți bani europeni, dar prin grupul de acțiune locală, prin GAL, mai facem alți 1,4 km. La fel, acum e în perioada de verificare a documentației. Urmează să facem atribuire la AFIR la verificat. Mai avem încă un proiect pe bani de la bugetul local. La fel, asfaltat de data asta 1,30 km² drumuri locale, câteva tronsoane, 4 tronsoane mai mici. Ăstea ar fi în 2018. Dorim să le asfaltăm. Păi avem o solicitare la Ministerul Dezvoltării pentru 5,5 km de asfalt, dar aici nu avem încă niciun răspuns. Suntem în așteptare. Ideea e dacă mai rămân bani în urma licitațiilor de la celelalte proiecte pe județ, poate vom fi, spunem noi, norocoși care să prindem și noi finanțare pentru asfalt, că suntem printre cele mai multe, foarte puțini au prins bani pentru asfalt. Noi, dacă n-am fi depus documentații pentru finanțare, spunem, la dispensar și școală, Pretrință Cârjoaia, poate am fi obținut drum. Dar au fost importante și modernizarea. Corect. Și sănătatea dispensarului și din Cotnari. Avem, am semnat contract de finanțare pentru 24 de miliarde de lei. E în proiectare. Urmează cât de repede să facem licitații, să atribuim și aici lucrarea. La fel, tot în proiectare e și investiția, școala și grădința de la Cârjoaia, 28 de miliarde de lei.
La fel vom face licitații și vom începe și aici lucrările. Vorbind despre Comuna Cotnari, dragă mie și dragă multor telespectatori care acum ne urmăresc, pentru că este o comună frumoasă, vorbim și despre un relief variat și implicit o expunere majoră a deteriorării drumurilor. Da, haideți să vedeți că Comuna Cotnari sunt 11 sate, toate la distanță unul de altul. Casele sunt răsfirate în sate și nu sunt sate sistematizate. Absolut. De la vest spre est, de la Zberin până la Hodra, sunt 20 ceva de kilometri și doar drumul principal. Dar mai sunt și alte drumuri. Rețeaua de drumuri din Comuna Cotnari e de 103 kilometri. Deci destul de multe. Consistentă. Destul de consistentă. Și atunci parte din ele modernizate, avem până acum vreo 24-25 modernizați prin asfalt. Mai facem anul ăsta să depășim 30 și încă mai rămân. Deci, da, așa este, exact cum spuneați și dumneavoastră, fiind răsfirate. Da, și aici mai departe în astea 103 km, inclusiv urițele, care cu siguranță vor fi modernizate mult mai târziu, când n-ai posibilitatea. Ceea ce e un fenomen, spunem, mai vredos și neplăcut, e că rămâne satul nepopulat. Sunt case, mai în fiecare sat din Comuna Cotnari, care nu mai sunt populate. Ori au plecat în afară sau au decedat. Aici avem un dezavantaj față de comunele din jurul orașelor mari, eu știu, Iași, Botoșani, alte orașe mari, care au alt grad de dezvoltare, altă perspectivă. La noi e mai dificil. Doar din, să spunem, agricultură, investitorii vin mai greu. Asta ne dezavantajează, dar nu ne descurajează. Așa este. Și sunt convins, domnule primar, că urmărindu-ne acum la televizor, atât populația Comunei Cotnari, cât și ceilalți telespectatori, nu știu, din întreaga Moldovă și, de ce nu, cei plecați peste hotare, gândesc poate o reîntoarcere, poate, eu știu, revenirea acasă, pe meleagurile natale, acolo unde pot. Și noi asta vrem. Cât am mai fost la primărie și în prezent, s-au dat locul de casă, s-au mai construit. Vrem să dăm în continuare cu concesiuni la tinerii care vor să construiască. Să vină, pentru că asta e cel mai important, să fie zona populată. Noi facem infrastructură, deci asfalt, apă, canal, școli, corect, atât cât se poate îndatora. Dispensarul și tot celălalt. Nu mergem neapărat prin datorare. Mergem să facem, corect, să obținem finanțări nerambursabile și de la bugetul local. Mă refeream că nu puteți să vă îndatorați mai mult decât Da, sigur că nu le putem. Absolut. Domnule primar, pentru că ați făcut un bilanț foarte bine delimitat al lui 2017 și clar pentru toată lumea. Și pentru că este primăvară, nu aș vrea să depășesc momentul fără să vă întreb care este stadiul lucrărilor agricole de primăvară, pentru că, așa cum bine ați subliniat și dumneavoastră, Comuna Cotnari este o comună agricolă. Și aici zăpada a căzut în ultimul timp, a întârziat ieșirea în câmp la lucru. Mai sunt și acum care mai au de curățat la pom, la vie, curățat, legat și deci lucrările sunt în plin campanie de desfășurare. Da, pentru că a venit căldura de puțin. Semănatul acum începe. Asta e. Au fost probleme toamna aceea friguroasă și extrem de ploioasă, dar și iarna aceasta dificilă pe final, spre pe intrarea în primăvară. Ploile acelea înghețate au afectat oarecum culturile? Culturile nu știu să fie afectate. Nu, sunt într-o bună stare. Asta este foarte bine. Domnule primar,
să mergem mai departe și pentru că am discutat și despre iarnă și pentru că, așa cum este firesc, trebuie să dăm o importanță majoră vârstnicilor și copiilor, cele două categorii vulnerabile din orice comunitate, fie ea rurală, fie urbană. V-aș întreba cum ați depășit iarna aceasta dificilă și prelungită, iată de ce nu o putem accentua, cu vârstnicii care sunt singuri sau copiii care mulți dintre ei lăsați. Din fericire, n-au fost persoane care să aibă nevoie de ajutor. S-au descurcat cu forții proprii, pe cu plan lucruri, local. Plan local, deci, da, și nu am intervenit noi primăria. Chiar am căutat, am monitorizat, dar nu au fost. Copiii la fel. Aici funcționează la Cotnari un centru de zi unde 25 de copii îl frecventează, iau masa, învață acolo și se joacă. Deci e un program destul de bine stabilit. Sunt foarte bine monitorizați. Da, da, da. Asta este foarte bine și așa cum spuneau și alți invitați primari de comune, în rural, în general, vecinii se ajută între ei, preotul mai are grijă și el și atunci sunt foarte bine monitorizați acei vârstnici singuri, vulnerabili. Da, dacă îi mai duci au, un au mai... rude, au vecini. Asta este foarte bine. Și caută să se asigure. Celelalte persoane care cu dezabilități, spun cel mai multe și aici, au un certificat de handicap, primesc o indemnizație sau un însoțitor. Exact. Și aici e rezolvată problema. Discutam, domnule primar, despre ceea ce ați reușit să faceți anul trecut și despre ceea ce ați planificat și vă doriți să faceți, să parcurgeți în 2018. Toate acestea se pot face printr-un buget bine stabilit și aprobat. Ați reușit să aprobați bugetul la Cotnari? Da, s-a aprobat bugetul, am aprobat principalele obiective de investiții care le avem. Mai sunt pentru dezvoltare aproape 10 miliarde de lei vechi și aici trebuie să vedem ce o să facem cu ei. Sunt mai multe capitole. Nevoi, dar să vedem da. Pe cine axăm exact. Care sunt urgențele? Da, da, ori o să facem un drum sau îi punem la gaz sau mai avem un la școală, la școala din Cotnari, la campus, doar la un moment dat, s-a construit un atelier, firma care a venit și, și a avut lucrarea acolo, n-a mai finalizat-o, a rămas acea clădire cumva în paragină. Acum căutăm să dăm o destinație. Am făcut o expertiză din ce stadiu ei, după care să facem un proiect, să-i dăm tot ce putem face cu ea. O facem o sală de sport pentru școală, pentru sau atelier pentru școală, ceea ce a vrut să fie. De asta spuneam, cu banii care sunt, sunt foarte multe nevoi, încât banii ăștia sunt foarte puțini. În general, când spunem infrastructură, învățământ, salubritate, toate acestea sunt puncte nevralgice în administrații. Cam bugetul dumneavoastră pe ce se canalizează mai mult? Și cu salubritatea e o problemă și aici, în sensul că mulți cetățeni sunt cam certați, să spunem, cu bunuri reguli. Duc gunoaiele la întâmplare. Încă sunt aruncate gunoaiele la întâmplare. Din nefericire. Avem o platformă de gunoi de grajd. Avem tractor cu remolci, încărcător. Și acele persoane care doresc, n-au ce face gunoi de grajd, nu vor să-l ducă ei la capul tarlare să-l pun acolo, pe platformă, îl preluăm noi la primăria și îl ducem la platforma asta comunală. O parte, înțeleg, îl iau. O parte, eu știu, îl aruncă tot la întâmplare și asta e un lucru neplăcut. Din coace cu gunoi menajer avem tombeloane, aproape 40 în toată comuna. Cei mai mulți la fel duc gunoiul la tomberon, dar mai sunt și alții care îl mai aruncă, spunem, la întâmplare. Am stabilit de curând o taxă locală
de 2,50 lei și de 2 lei, am zis de persoană, 2,50 lei pentru de persoană, persoanele care stau la stradă, pe unde trece mașina care, care colectează, iar 2 lei pentru cei care stau mai pe uliță, mai lăturale, uh-huh, unde nu poate să intre mașina ca să, și el o să trebuiască să vină cu gunoiul să-l aducă el la acel tomberon. De o pubelă mai mică și acea pubelă să o răstoarne la tomberon. Cât de repede vrem să implementăm. Am stat să treacă iarna, perioada asta mai dificilă, și acum, după Paște, domnul viceprimar cu cei la Consiliul Comunal s-au ocupat de distribuirea pubelelor, și așa mai, eu știu, de făcut de dat încomodat un document pentru... Acum... Toate aceste, pentru că discutam despre modul de arondare și modul de aliniere a drumurilor locale și drumurilor comunale, în ceea ce privește urbanismul, încă aceste sate răsfirate, încă păstrează acea înșiruire, acele drumuri vechi, dar ați gândit un plan urbanistic local care să alinieze, care să aducă ordinea, pentru că e necesar și asta, lățimea drumurilor, există și aici, normative. Și aici avem probleme. Acolo unde am dat într-o zonă locuri de case, în teren care se pretează pentru case, da, am lăsat spații suficiente pentru utilități, pentru totul. Din coace, în unele sate, din nefericire, cetățenii au intrat, proprietarii cu gardul, cât mai în drum, cât mai în drum, l-au strântorat pe drum, încât cu greu, spunem, în cap două mașini mici, uneori chiar nu în cap. Uh-huh. Și atunci, ca să mai vii și cu utilități pe acolo, și deci o să fie groaznic. Ca să nu spunem că există acele norme pentru mașina de pompieri. Pentru... Da, când o să ajungem acolo o să fie groaznic, nu știu ce o să facem. Da, bănuiesc că o să-i determinăm să-și retragă gardurile înapoi. Așa este. Până la urmă, iată, și acest moment este un prilej prin care cetățenii trebuie să se informeze și trebuie să afle că... E greu de conștientizat. Acum, ca să vă spun, am fost acum vreo 10 ani prin Fipiera, nu încăpeau două mașini. Era o stradă de 250 de metri ca să treacă în sens. Da, da. Așa, trebuia să stea una la capul străzii, cealaltă să treacă. Deci, da. La noi n-am ajuns chiar așa. Stăm un pic mai bine ca în Bine, Fipiera. Oricum, vorbim despre o comună cu oameni educați, cu oameni care vin din acele vremuri unde respectul era la loc de cinste. Da, sigur. Deci nu toate drumurile. Sunt unele care ne creează probleme, dar în rest, da, lucrurile merg bine. Deci avem noi bani să facem investiții, că rezolvăm și problema cu... Da, pentru că e o adevărată problemă cu acele case părăsite, acele case care nu mai au proprietari, unde au decedat în principal, unde multe dintre ele deteriorate. Da, și copiii sunt plecați în afară, sunt... Și costurile de a face acel partaj și de a veni să îngrijească sunt mult mai mari, dar noile reglementări legale obligă pe proprietari sau pe moștenitorii celor decedați să păstreze curățenia, se conștientizează în zona Cotnarului, s-a înțeles acest lucru? Cei mai mulți sunt gospodași, înțeleg, mai ales înainte de Paște, primăvara, uh-huh, se face curățenie peste totul. Și de la primărie s-a implicat și am igienizat comuna. Zic eu destul de bine. Ați reușit și cu cei care primesc sprijin financiar? Păi, inclusiv cu aceia. Deci, da, da, da. Acolo unde sunt persoane mai în vârstă sau pe domeniul public, am mers cu dânsii și s-a intervenit. E foarte bine, nu vreau să fiu răutăcioasă, dar vă mărturisesc că în Sâmbăta Învierii am parcurs puțin zone principale ale Iașului și n-am văzut un copac văruit, nu am văzut o stradă îngrijită, nu am văzut o preocupare pentru așa ceva și gândeam măcar acea lume frumoasă a satului, acea lume metaforică unde
Mai există filonul de respect pentru sărbătorile pascale și pentru sărbătoarea aceasta minunată a primăverii. Aici administrația este copleșită, pentru că drumurile sunt cu probleme, nu m-a lavăruit copaci, nu s-au mai gândit. Dar acolo până și acest lucru face parte din arhitectura momentului. Păi, e obișnuință să vărâim pomii, capre de podeț. Domnule primar, de aici ne reluăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Da. Revenim. Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și pentru cei care ați găsit mai târziu televizoarele, precizez că în această seară facem popas la Cotnari, o comună frumoasă, o comună simbol, o comună brand a județului Iași, iar invitatul meu în platou este domnul Vasile Crețu, primarul comunei, și vorbim despre tot ceea ce înseamnă bilanța la anului trecut, lucrări încheiate, dar lucrări ce urmează să fie reluate acum, la început de 2018, când condițiile meteo de acum sunt prielnice, dar vorbim și despre vulnerabilitățile acestei comune, că nu există, cred, administrație fără probleme și fără vulnerabilități. Ne reluăm discuția, domnule primar, de acolo, de la curățenia de primăvară. Și pentru că am spuneați atât de frumos cum s-au pregătit cotnărenii de primăvară și de sărbătorile Paștelui, poate că e momentul să conștientizăm cetățeanul că această curățenie, dincolo de faptul că este în uzanța fiecărui gospodar, este și o obligație legală. Sigur, fac apel la toți cetățenii comunei Cotnari să contribuie la menținerea comunei curate. Adică să, pe lângă faptul să-și văruiască, eu știu, pomii și ce mai au dreptul exact. Proprietății, să nu arunci gunoaiele la întâmplare, pentru că mai sunt și persoane, să spunem, certate cu bunele maniere și aruncă sacoșa sau sacul cu gunoaie pe marginea drumului. Nu e deloc în regulă. Aici aș vrea, pentru că noi nu avem poliție locală, dacă sunt persoane care îi văd pe cele, persoane care fac lucrul ăsta, să vină să ne spună la primărie, să încercăm și noi să luăm unele măsuri cu ele, pentru că nu e corect și nu e bine. Da, nu-i fair play față de ceilalți cetățeni ai comunei și față de noastră. Spune că nu-i frumos în Cotnari, dar în același timp nu menținem curățenia. Haideți să o menținem cu toții și atunci comuna va arăta mult mai bine. Păi, Dumnezeule, când spunem Cotnari, ne gândim la o comună cu adevărat verde, o comună cu atâta oxigen, o comună chiar foarte frumoasă, dar fiecare trebuie să contribuie la păstrarea frumuseții de la natură. Clar, sigur, să o facă, să o întrețină just. Și să păstreze. Domnule primar, pentru că le legăm, vrem, nu vrem, toate aceste subiecte se leagă și în comunele, în localitățile de acest gen, unde, de exemplu, la Cotnari, satele sunt răsfirate, apare o problemă, o vulnerabilitate generală. Câinii fără stăpâni, acele animăluțe nevinovate care vin în lumea asta a noastră, asta e situația. Iar da, nevinovate, uneori vinovate pentru că creează deranj. Sunt și în... Da, vinovate că există. Da, mai că... ales în satul Cotnaș, mai vinovate sunt acele persoane care le întrețin, le hrănesc. Sau cei care nu-și sterilizează, nu-și castrează animaluțele. Și aceia, da, cei care sunt iubitori de animale, ar trebui să-l lege, să-l țină legat. Ori nu fac așa. Au posibilități, hrănesc 3, 4, 5 câini comunitari. Acei câini devin pericol pentru ceilalți copii, cetățeni, pentru alte da. Persoane. Am mers la Salubris, la Iași, cu domnul viceprimar, am avut o discuție cu domnul director, în ideea să încercăm să dăm o parte din câini la padocul lor. Și au spus că nu fac lucrul ăsta decât doar pentru comunele din jurul Iașului. Am încercat noi în adăpost și am zis că să le ținem acolo periodic, să nu mai dăm ceva mâncare.
să-i ținem în închiși. Câțiva care sunt mai răi au fost prinși, dar tot acele persoane care sunt iubitori de câini mai mult decât de oameni, au trimis pe cineva și le-au dat drumul. Au, un lucru frumos. Destul de urât. Un canzadar, cum da, s-ar zice. Erau închiși, le-au dat mâncare, numai că spune că nu era un padoc autorizat. O să încercăm să vedem dacă nu avem altă soluție, ori să facem noi, să autorizăm un padoc, deși există și aici câteva impedimente, da. Care trebuie să îndeplinite, să ai medic la un contract cu medic și așa mai departe. Deci anumite standarde, nu poți oricum. Asta înseamnă alți bani, altă distracție. Asta înseamnă bani, sigur, că trebuie să cheltuim bani pentru a rezolva problema câinilor comunitare. Dar e în atenția noastră și cât de curând nu vor rezolva. Oare nu ar fi mai simplu să conștientizăm cetățenii că trebuie să-și sterilizeze câinii și să nu mai apară acești câini comunitari? Că ei se vor tot înmulți, ei nu au nicio vină. Da, păi ei... Sunt animale până la urmă. Timp, da, atât timp cât sunt, să spunem, hrăniți de anumite persoane, stau, există. Mă gândeam, poate o să apară și încă o dată, să vedem cum, un ONG cu activitatea asta de îngrijire a câinilor, primăria să plătim pentru acei câini comunitari. Să încheiați un parteneriat. Un parteneriat, m-am gândit și la asta. Și, sau alte variante care vor putea să rezolve problema asta cu câinilor comunitari. Pentru că e deranjabilă. E deranjabilă pentru copiii mici care merg la grădiniță, la ceva școală. Probleme? Mai sunt sesizări. Și... Mai trimitem și noi mai închidem, am spus, 2, 3, 4 câini care sunt mai agresivi. Dar nu stau mult pentru că la primărie ne avem paznic să... Eu știu, trimit pe cineva și... Ia uite ce frumos. Dau drumul la câini. Domnule primar, nu pot să depășesc momentul vulnerabilității fără să includ în acest capitol și problema demografică, îmbătrânirea satelor. Cotnariul face parte din această categorie a satelor îmbătrânite? Și la Cotnar se simte o scădere a populației. Parte din populația activă merg la muncă în străinătate sau la oraș. Și rămași acasă. Sunt, de regulă sunt unii care mai spune mai puțin pregătiți sau atât de dornici de muncă. Sunt și oameni activi rămași în comună, dar unii care nu și-au găsit, să spunem, de lucru ceea ce au dorit și în comună, au plecat în afară. Sau la oraș. Diferă, de exemplu, numărul de copii? Sunt și case noi. Da, populația școlară scade, în sensibil scădere, scade ușor. Asta nu ne bucură, dar nu într-un ritm atât de alert. Dar sperăm prin infrastructură, prin mai trebuie în locuri de casă. Mă gândesc că le propun domnul consilier chiar și un stimulent, nu știu, pentru familii cu copii. Trebuie să găsim ceva ca să devină, să spunem, și atractiv într-un fel, motivant. Da, să aibă o stabilitate, o siguranță că administrația publică locală din acea zonă se interesează de ei. Mă gândeam la tinerii care se stabilesc în comună să le creăm un beneficiu. Câtuși de mic, dacă se stabilesc în comună, să le creez un avantaj, ceva, ca ei să aibă oarecare motivație. Să vrea să stea în comună. Așa este. Că altfel, tendința a fost și rămâne, chiar dacă nu vrem noi, de plecare spre oraș. Da, că, știți, populația rurală a României era mai mare, așa, acum a crescut cea urbană. Deci a depășit mediul urban pe... Îmi amintesc că după Revoluție, domnule primar, tendința populației care a migrat de la sat la oraș să
fie reversibilă. Și au fost foarte mulți cei care au avut tendința să se întoarcă acasă. Dar, exact cum spuneați, lipsă de infrastructură, lipsă de locuri de muncă, lipsă de bani, pentru că... Da, pentru că și aici produci, dar după care e greu să vinzi. Aia e problema. E greu să vinzi. E adevărat că în spatele unui nume mare e foarte greu să supraviețuiești. Acum a Ministerul Agriculturii, programul ăsta cu porci Bangalița și Bazna, porci românești, nu văd ceva atât de benefic, în ce sens? Că puteau fi alte rase la întâmplare, alte rase mai productive. Și atunci cetățeanul, țăranul, putea să ia și el să avea un câștig, așa? Pestea cresc destul de greu, nu-s chiar atât de căutate. Și atunci ai mers pe Bazna și Mangalița, pentru că rase care nu sunt crescute, spunem, în marile crescătorii, marile complexe, uh-huh. Și atunci îl lași pe țăran. Dar el ce să facă? Să piardă sau să câștige foarte puțin. Da. Nu e un program. Pentru că el este expus oricum. În primul rând depinde de factorul vreme. Da, așa, pe el trebuie să produc să am înțeles la ea și am discutat. Păi ar fi care vă, patru fermieri care ar putea să vândă purcei, vreo aproape 200 de crescători, dar nici unul care să preia. No, și atunci, vedem cât e rentabil de aici. Just. Dacă ar fi rentabil, s-ar fi găsit. Așa, dacă mergeau și pe alte rase care sunt mult mai productive, sporul la mult mai mare, ei, altfel ar fi fost. Așa este. Până la urmă și distanța rezonabilă, spun eu, față de cel mai apropiat oraș, cel mai apropiat oraș mare, unde să meargă cetățeanul, țăranul de acolo care produce bucata aia bună și de brânză, și un ouț, și o bucată de carne. Da, și cu mersul la piață acum mai strict, e problematic. Deci s-au închis, așa să spunem, cărările. Da, adică... Omului de la țară. E trist. Da, asta e cam dureros. Domnule primar, îmi doresc foarte mult să, discutând despre Cotnari, discutând despre o comună frumoasă și pe care eu am văzut-o și în momentele mai dificile, dar și în momentele de sărbătoare, și am prezentat telespectatorilor noștri diverse evenimente de la Cotnari. Vom mai prezenta. Dar aș vrea să vorbim puțin. Când spunem educație, ne gândim la copii, în primul rând, dar ne gândim și la cultură. Acel filon care ne păstrează pe noi ca neam, pe noi ca nație, indiferent câte valuri vor mai veni peste noi, trebuie să nu uităm că suntem români și să fim uniți. Așa cum ne unește, iată, sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea Paștelui și așa mai departe. În ceea ce privește cultura la Cotnari, cam cum o puteți prezenta? Avem și activități culturale la Cotnari. Există la Hodra, să spunem, un ansamblu de dansuri care figurează pe lângă școala din Hodra. Biblioteca cu diverse activități culturale. Destul de consistente, culturale și ce mă avem noi. Când spuneți despre acel ansamblu, pleacă mai departe în diverse competiții? Da, merg acolo, nu sunt invitați, merg. Frumos. Merg în mai toată Moldova. Asta este bine. Da. Ați reușit să înscrieți în competiții naționale, internaționale? Eu știu... Nu, dar pe fază județene, locală. Regionale, să spunem... I-am văzut acolo și i-am văzut în desfășurare, v-am văzut într-o colaborare foarte bună și cu primarul de la Ierbiceni, care a adus la zilele comunei ansamblul de acolo. Au costume populare asigurate, dumneavoastră administrația publică locală
Ați asigurat aceste noi costume? Am avut, la Cotnari a fost oarecare tradiție cu dansurile populare, a fost o formație pe lângă Cămină Culturală, dar pe lângă societate, noi iasă Cotnari. Am reînființat ansamblul de dansuri în 2002. 2003 a funcționat vreo 3 ani atunci. Din diverse motive mai plecat, s-a desființat, l-am reorganizat iarăși prin 2007-2010. S-a desființat, acum vrem din nou, poate în 2018, poate în 2019, să reînființăm ansamblul de dansuri în Cotnari, deci cu adulți. Ne dorim lucrul ăsta să-l facem și îl vom face. Și sunt convinsă că ar fi un element benefic pentru comună. Pentru comună, pentru acei dansatori, clar, ar fi o activitate în plus. Așa cum vrem să facem o sală de sport, avem un proiect la Agenția Națională pentru o sală de sport. Vom vedea dacă vom primi sau nu vom primi finanțare. Sperăm să primim. Dacă nu, spuneam atenevori că vom transforma acel atelier din curtea școlii Cotnari într-o sală de sport accesibilă elevilor și tineretului din Comuna Cotnari. Vrem prin să... PNDL aveți proiecte aprobate, avem, semnate? Da, avem. Am încheiat în asfalt și apă anul trecut. Acum derulăm penetrie 1 canalizare în Bahul Iosipene Hodura, în lucru, și mai avem semnat anul ăsta în 2018 pentru, cum spuneam mai înainte, pentru dispensarul din Cotnari și pentru școala și grădinița din Crijoia. Asta este foarte bine. Da, asta le avem. Sunt perspective să faceți, de exemplu, dispensarul și școala într-un timp relativ scurt sau aceeași veșnică noi, problemă? Noi ne dorim să le facem anul ăsta. Oh, dar, e bine. Dar totul depinde de licitație. Știi că se mai întâmplă să fie contestații. Acum avem un procedură de licitație cu investiții de modernizare a 5,5 km cu banii europeni. În urma comunicărilor, deci o firmă a venit cu prețul cel mai mic, dar ar fi trebuit declarat câștigătoare. Dar cea clasată, să spunem, a doua, în fața ei, a făcut o notificare. A notificat, s-au dat răspunsul la notificarea lor. Dacă dânsii vor considera că au argumente să conteste, să spunem, licitația, atribuirea, o vor face. Dacă nu, vom semna mai repede contractul. Iar dacă contestă, va trebui să așteptăm soluționarea contestației. Da, veșnica problemă. Așteptam chiar acum, după sărbătorile de Paști, din partea guvernului, promisiunea aceea că se va da o ordonanță de urgență care să simplifice da, acest procedeu. Da, și va fi un tribunal special care va soluționa aceste contestații. Sperăm că vor face lucrul ăsta ca să meargă lucrurile mult mai repede. Da, pentru că au fost foarte multe blocaje în România pe acest subiect. Noi nu vorbim doar de noi, de Moldova, vorbim în general. Spuneți-mi, domnule primar, la Cotnari, fiind o zonă geografică frumoasă, reliefful este atractiv, aveți trasee turistice, aveți puncte importante pentru toți telespectatorii noștri, ne vedem în întreaga Moldovă, de acolo de unde se pune harta în cui până la Dunăre. Sunt și în Cotnari obiective, să spunem, istorice. Ar fi întâi biserica ortodoxă construită în timpul domniei Ștefan cel Mare. Așa, ca un monument. Ar mai fi, spunem, situl Cătălina, sit tracocetic din secolul 3-4 înaintea noastră, acel platou unde se țin evenimentele zilei comunii. Ar mai fi ruinile bisericii catolice, construită sau exista în timpul lui Despot Vodă, și acea școală latină lui Despot Vodă, spune că ar fi prima școală din de Moldova, de la Cotnari.
ar mai fi podul de piatră de la Cârjoaia, construit din domeniul Ștefan cel Mare, se și spune podul Ștefan, așa e cunoscut. În Slodica, Cerpenița, mai este un alt pod, la fel construit în acea perioadă și era pe drumul care ducea spre Hârlău. Știți că Hârlău este Biserica Sfântul Gheorghe, construită de Ștefan cel Mare. Era pe cel vechi drum al vinului. Ce mai fi încă? Mai este privat deja, să spunem, Palatul Vlăduianu la Cârjoaia. Vlăduian a fost viceguvernator al Băncii Naționale României în perioada interbelică. Sediul societății care construit de Asociația Viticultorilor pentru a fi donat, n-a fost finalizat, a fi donat casei regali. Mai este SC-ul Cotnar, deci combinat unificație acolo. Iată că pentru toți respectatorii noștri... Cucuteniu. Da, da, Cucuteniu. Da, aproape de Cotnar. Iată că se poate trasa și un traseu turistic și foarte interesant la Cotnari. Frumos în Cotnari când înfloresc pomii. Primăvara, peste vreo două săptămâni, să spunem, încep, ține cam două, trei săptămâni, cireșul, vișinul. După aceea, vă spun eu, e mai frumos. Eu sunt alergic la înțepătura de albine și mi-e cam frică, dar e mai frumos după ce apar fructele. Atunci e mai frumos. Asta spre toamnă, așa, dar când pomii sunt în floare, e plăcut la Cotnari. E plăcut tot timpul, sigur. Zic eu. Iată, dragi respectatori, că aveți posibilitatea să mergeți la Cotnari să faceți o degustare de vinuri, indiferent dacă vreți să o faceți la un cotnărean acasă sau la o unitate specifică și arhicunoscută în întreaga lume. Ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii, domnule primar, și nu pot să nu ating un subiect discutat de mine în fiecare emisiune, siguranța cetățeanului. A subliniat mai devreme că nu este poliție locală la Cotnari. Știu eu, acele străzi, culturile și de vie, dar și de pomi, sunt oarecum zone de risc pentru siguranța cetățeanului. Cam cum ați gândit dumneavoastră acolo la Cotnari să asigurați această siguranță? Sunt foarte multe comunități care pun camere video sau... La primărie, pe drumul principal care intră în Cotnaș până mai sus, vreo câteva sute de metri de primărie, sunt camere video. Mai au și alte societăți. Avem contract cu o firmă de pază, primăria, care acea firmă patrulează. Se patrulă în toată comuna. Bine, poate nu atât de des cât ne-am dorit, pentru că asta înseamnă și un buget mult mai mare. Dar pe parcurs încercăm, poate ne vom permite, bugetul ne reține, să facem și noi poliție locală. Pentru că e destul de eficient, înțeleg, de la comunile, orașele care iau, sunt eficienți. Categoric. Își fac treaba. Se simte și la Cotnari nevoia înființării poliției locale, dar pe moment... Nu avem fondurile, da. Nu avem, că banii au fost alocați pe alte... Da, și atâta vreme cât alte nevoi. V-a prins în organigramă fără... Acum este și noua... Noi ar trebui să facem o procedură să înființăm poliția locală. Uh-huh. Se poate face, dar întâi trebuie să avem finanțare. Pentru că discutam despre cultură, despre tradiții, despre ansamblul folcloric. Toate acestea se leagă de învățământ. Plecăm de la bază, de la copii. Care este situația învățământului la Cotnari la acest moment? Avem patru școli mai mari cu clasele 1-8, una dintre ele și liceu și profesional, cea din Cotnari. Uh-huh. Și mai sunt celelalte două care au doar grădiniță și una clasă primare. În principiu copii puțini. Copiii s-au mai împuținat, dar s-au desființat două școli, la Orodește și la Bahlui. Copiii de la Bahlui merg și acei de grădiniță merg la școală la Hodora.
Iar cei de la Horodește, majoritatea spre Cotnari. Puțin la Căjaia și foarte puțin cei transportul la... asigurat de primărie. Da, sunt două microbuze, uh-huh. Transportul este asigurat. Ei, asta e drept bine. Că e un pic din grămădeală la ele, dar sperăm să mai punem încă un mijloc de transport parcurs și să nu mai fie nevoie să trezească, pentru că se fac două, trei curse. Da, da, da. Se facă cel mult două curse. Pe final de emisiune, domnule primar, nu degeaba am lăsat subiectul la final. Aș vrea să vă întreb despre grija pe care o aveți către vârstnici, către bătrâni și știu că aveți în vedere să, din respect pentru cei vârstnici, să organizați în primăvara aceasta un eveniment special. Da, din 2003-2004, am început și la Cotnari să organizăm sau să sărbătorim acele cupluri care fac 50 de ani la căsătorie. Aveți și multe? Sunt în jur de 10, între 10 și 15 pe an au mai rămas. Ei uh-huh. au fost mai multe căsătorii, dar nu mai sunt da, ambii soți. Da, nu mai sunt parteneri. Da, nu mai invităm, doar acolo ne sunt ambii în viață. Și vin ei, mai vin din rudele apropiate. Frumos. De la primărie, eu știu, consider local și alți invitați. Și facem o zi frumoasă, festivă. Ei se întâlnesc toți din acea generație. Mergem de regulă, ne întâlnim și mergem la biserica Ștefaniană în Cotnari. Face părintele acolo o slujbă. Așa, și după care mergem la cămin, mai discuții, mai și facem ca să fie plăcut, să simtă. Oricum, la momentul potrivit. Și intenționăm anul ăsta să facem și vreo două, să spunem, manifestări cu ocazia aniversării centenarului, deci a Marei Uniri. Asta este foarte bine. Oricum îi vom ține la curent pe telespectatorii noștri. Domnule primar, am ajuns la final. Timpul trece foarte repede. Vă mulțumesc pentru participare și vă rog să-mi promiteți că veți reveni astfel încât să putem informa telespectatorii noștri și să le aducem, de ce nu, și imagini de acolo. Da, cât de curând voi reveni și cu noi, să spunem, proiecte, noutăți. Perfect. Dragi telespectatori, iată că am ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales Telemia și emisiunea La Pas prin județele Moldovei. Sunt aceeași Mona Popovici și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune și Hristos a înviat! Coafura prezentatoarei a fost realizată de Dona Carina.